La începutul lunii iulie, stocurile de combustibil, cărbune și gaz sunt mai mari decât cele de anul trecut. Contractele acoperă atât necesarul pentru următorul sezon rece, cât și pentru producerea apei calde. Cererea de deconectări de la sistemul centralizat de termoficare este în scădere. Până acum s-au depus 311 cereri de deconectare individuală. Dintre acestea, 5 sunt case individuale și 16 asociații de proprietari, însumând 144 de apartamente. De asemenea, luna trecută au fost reparate morile de cărbune și evacuatoarele de zgură și cenușă. Totodată, pe perioada verii se vor realiza lucrări de recirculare a apei calde pe o lungime de 2000 de metri de rețea. Până în prezent s-au finalizat 804 metri pe mai multe străzi, iar în perioada următoare vor continua pe alte străzi importante. Aceste lucrări vor îmbunătăți parametrii de furnizare a apei calde, crescând confortul și reducând costurile pentru abonați.